Viewers, welcome back! Bine ați venit sau revenitești pe canal, eu sunt Teo, gazda voastră din fiecare marți la ora 19. Mă bucur foarte mult să ne revedem, să mai facem niște videoclipuri interesante, sper eu. Vă mulțumesc pentru răspunsurile la videoclipurile anterioare, pentru că au fost niște răspunsuri drăguțe și vă că mă susțineți și vă că sunteți mulți noi aici, așa că bună! O să mă gândesc cumva la un format la un moment dat, în astfel încât să mă cunoașteți și voi cei noi mai bine. Până atunci însă vreau să vă urez vouă femeilor un mare, mare, mare la mulți ani! La mulți ani, femeie, la mulți ani, să fii sănătoasă, fericită, împlinită, să citești cărți frumoase și să fii mereu cu zâmbetul pe buze. Nu mi-am dat deloc seama săptămâna trecută când filmam că o să urce videoclipul fix pe întâi și n-am zis nimic de mărțișor și cu tot ce se întâmplă efectiv mi-a scăpat din minte și nu am reușit să îmi aduc aminte exact în ce dată o să vină, dar acum știu sigur că o să urce acest videoclip pe 8 martie, așa că pentru asta întâi de toate am zis să vă urez un mic mare la mulți ani, sper să fiți fericite și minunate pentru că așa suntem noi femeile toate, fiecare cu calitățile ei, fiecare cu personalitatea ei, fiecare în felul ei, noi toate suntem minunate. Iar acum să trecem la TBR, la TBR-ul de primăvară. O să fie un TBR ca și celelalte de până acum, pe 3 luni, chiar dacă o să încerc la wrap-up să vă prezint cărțile după fiecare lună, TBR-ul să-l lăsăm așa la 3 luni, pentru că mai intervine și o schimbare de mood, mai vrei să citești altceva, să fie acolo câteva variante în plus. Iar în TBR-ul din decembrie, adică TBR-ul de iarnă, am făcut 10 cărți pe TBR, am făcut 10 cărți pe TBR, în care am citit 7. Au fost trase aleatoriu, astăzi facem altfel, astăzi le-am ales eu cumva, le-am gândit în funcție de mood, în funcție de cum am simțit în momentul în care m-am uitat la ele și ce cărți îmi doresc să citesc, pentru că ce am făcut eu data trecută a fost cu dus și întors. Pe o parte a fost foarte bine pentru că au fost niște cărți la care nu au ajuns de foarte mult timp și acum le-am bifat și mi-au plăcut unele dintre ele. Și pentru aceea, da, a fost o idee bună. Pe de altă parte, fiind aleatoriu, au picat foarte multe romane clasice, foarte multe romane vechi, în principiu din bibliotecă, foarte multe romane, poate nu le-aș fi pus pe toate în aceeași oală, în aceleași 3 luni, am avut foarte multe cam în aceeași zonă. Așa că ce vreau să fac pentru următoarele 3 luni de primăvară, unde, nu știu, la un moment dat simt că am așa chef de citit, sunt bine, sunt într-o poziție în care chiar vreau să citesc, vreau să fac un TBR cât mai diversificat, să merg prin mai multe lucruri, prin mai multe genuri. Vreau să diversific un pic, să mi le gândesc astfel încât să-mi placă și să pot să iau una de un fel, una de un fel, una de un fel, una de un fel, astfel încât la final de 3 luni să pot să le bifez pe toate, însă să mă simt și foarte bine cum fac asta. Cred că aleatoriu poate că nu a fost totuși cea mai bună idee, mai încercăm. Vedem și varianta asta și vedem cum funcționează. N-am ales 10 cărți, am ales cred cu un pic mai multe, pentru că acum avem și audiobook-uri, nu știu câte sunt în total, dar haideți să începem cu prima carte. Prima carte însemnând restul din TBR-ul trecut, adică restul din ce n-am reușit să termin în februarie, și anume volumul al treilea din Dune, care se numește Children of Dune, la noi este tradus Copiii Dunei, parcă. Da, este un audiobook, așa cum v-am zis în cazul în care ați văzut videoclipul anterior cu wrap-up-ul, dacă nu o să vi-l las link aici undeva în descriere, sau mă rog, acolo sus în descriere, nu știu exact unde o să fie, dar o să-l pun cu siguranță. Așa cum am zis și în videoclipul acela, nu o să continui seria Dune și nu pot să zic că mi-au plăcut foarte mult continuările primei cărți, pentru că prima carte, Dune, mi-a plăcut și a fost ok și a fost ceva nou și m-a interesat, însă după aia cumva povestea nu mă mai ține atentă, nu mă mai acaparează. Și cel puțin volumul acesta, al treilea, Children of Dune, chiar nu, mi se pare că îl citesc doar ca să îl termin de citit odată. Mai am doar 2 sau 3 ore de ascultat din această carte, așa că o să termin, am ales să o termin pentru că am început-o și pentru că nu e povestea aia, am mai explicat, doar că nu mă ține acolo prinsă, nu m-am conectat cu personajele, însă până acum zic că a fost ok, asta o să fie ultima carte citită din această serie și după aia, pentru că o să termin destul de curând, mai sunt 3 ore, cum am zis, o să termin destul de curând și după aia mă gândeam ce audiobook să încep, pentru că audiobook-urile vin în paralel cu celelalte care le citesc efectiv în format fizic, iar în cazul acesta ar mai trebui încă o carte, pentru că în 3 luni e destul de mult timp și măcar o carte să mai pună în format de audiobook. Și m-am gândit, că eu atunci, când am făcut obiectivele, am zis că sunt niște serii de care aș fi interesată și una era Dune, pe care deja am început-o și mi-am satisfăcut curiozitatea, iar a doua era Outlander, Călătoarea, parcă e tradusă la noi. Eu am văzut serialul și mi-a plăcut la nebunie, este
Este un serial minunat și nu pot să-l recomand suficient, atât de mult mi-a plăcut. Astfel încât am de gând să încep primul volum din Outlander. Nu aș putea să citesc acele cărți pentru că sunt niște mamuturi, sunt foarte mari, sunt foarte voluminoase, însă, mai ales că știu povestea, adică n-aș citi efectiv, n-aș sta să citesc aceste cărți fiind atât de mari, însă ascultând, să fac alte chestii și să ascult povestea ca și cum ai vedea filmul, dar doar partea audio, nu știu, dar cred că o să-mi placă foarte mult. Așa că până acum avem prima carte din TBR, Dune, Children of Dune, pe care o să o termin foarte curând, iar a doua o să fie Outlander, primul volum de Diana Capaldon, abia aștept. Sincer, sunt foarte, foarte entuziasmată de povestea respectivă și să ascult, să văd și cum sunt cuvintele autoarei, așa că chiar abia aștept. Acestea două fiind audiobook-urile. Alte audiobook-uri nu o să-mi trec pe listă, în cazul în care, cumva, printr-o minune, termin primul volum din Călătoarea, pentru că știu că e foarte amplu, adică nu știu nici exact câte ore are, dar cu siguranță foarte multe. În cazul în care termin primul volum și îmi place foarte mult, o să trec la al doilea. Adică asta o să meargă așa în paralel. Dar în principiu, Outlander, Călătoarea, Diana Gabaldon, abia aștept, abia aștept. Trecem mai departe la a treia carte de pe TBR, carte care deja este începută, pentru că de la wrap-up și până acum am reușit să mai încep o carte. Iar acea carte este aceasta, Crimă din Orient Express de Agatha Christie, volumul acesta pe care l-am luat recent, este în ultimul book haul, o să-l linkuiesc și pe el deasupra, de la Biblioteca Magică, și mă uitam așa la ea și având în vedere că nu prea am mai citit cărți polițiste și v-am zis că în TBR-ul ăsta vreau să diversific un pic, vreau să am și noi, vreau să am și vechi, vreau să am și polițiste, vreau să am de toate. Am zis că aceasta este varianta perfectă și deja vedeți că am început-o și deja pot să vă zic că am trecut de jumătate. Sunt la pagina 124 și pot să vă zic din start că îmi place. E Agatha Christie, adică ce să nu-ți placă la Agatha Christie? Până acum știm că toate lucrurile se întâmplă în acest tren Orient Express, crima deja este făptuită în a doua seară, mi se pare, și Hercule Poirot, detectivul nostru minunat, care se află în tren, evident a preluat cazul, iar acum sunt în capitole după capitole în care se iau mărturiile fiecăror persoane care stau în acel vagon. Și mi se pare super drăguț și mi-era doar parcă de Hercule Poirot și știu că sună ciudat, pentru că nu-l cunosc și nu este o persoană reală, dar știu cum lucrează și știu cum funcționează și știu cum pune întrebările și acum recitind, mi se pare că da, măi, mi-a fost doar de tine, ce mai faci? Adică, nu știu, mi se pare că așa, e ca și cum te întâlni cu un prieten vechi și având în vedere că are foarte multe cărți scrise, automat că începe să-ți placă și încep să rezonezi cu el și, da, Agatha Christie, Crimă din Orient Express, să nu fac un wrap-up din această carte, dar deja îmi place foarte mult, așa că aceasta este a treia carte pe TBR. Dar trecem mai departe la Bookstar, pentru că, așa cum știți, eu împrumut cărți de la Bookstar aproape în fiecare lună. De fapt, cam o dată la două luni, cred că așa cum fac eu acest TBR pe trei luni, o să fie cam două cărți, să zicem, poate nu o termin pe a doua, de aceea am o variantă pentru a doua. Însă, momentan, să vă prezint Un bărbat pe nume Uwe de Frederick Bachman. Am tot auzit de cartea asta, toată lumea vorbește de ea, toată lumea o recomandă, toată lumea zice că a plâns la ea, că este emoțională, că este un bătrân așa grumpy și mofturos și nu știu cum să-l descriu că n-am citit cartea. Este bestseller, are note foarte bune pe Goodreads, adică are foarte multe semne că, hei Teo, poate-ți place și ție de mine. Ia încearcă-mă! Plus că are foarte multe cărți și mai toate cărțile pe care le scoate, bun, toate sunt bestseller, toate sunt apreciate de public. Așa că m-am gândit de ce nu și am verificat pe Bookstar și o aveau, așa că am trimis înapoi poezii de George Bacovia din videoclipul anterior și mi-a venit asta la timp ca să pot să vă și arăt în format fizic. Așa că da, avem un bărbat pe nume Uwe, nu vă citesc ce scrie pe spate că scrie foarte mult aici și nu știu nici eu exact ce se întâmplă efectiv, nu știu. Știu doar că e emoționantă, că plângi, că e grumpy bătrânul. Și atât. Și sincer, nici nu vreau să știu mai multe, dar mă interesează foarte mult această carte, mă intrigă. Sincer, mi s-a părut super amplă cartea și am zis, wow. Dar, de fapt, scrie foarte mare, așa că nu cred să fie o problemă, nu știu cât se vede, dar, oricum, scrisul e destul de mare și are spații, așa că o să meargă foarte ușor. Simt că o să meargă foarte ușor. Și sunt foarte curioasă dacă o să plâng sau nu, pentru că foarte rar plâng la cărți, adică nu, doar, nu știu, trebuie să aibă niște subiecte foarte așa sau să mă atingă pe mine la o coardă sensibilă de undeva de acolo, dar de obicei nu prea plâng la
cărțile la care majoritatea oamenilor plâng, așa că chiar sunt foarte, foarte curioasă. Deci, a patra carte din DVR este Un bărbat pe nume Uwe. Și așa cum v-am zis, am și o variantă a doua, în cazul în care o termin pe aceasta foarte repede și o dau înapoi și am timp să mai citesc încă una până când se termină aceste 3 luni de primăvară, aș vrea să-mi iau Dama cu Camelie de Alexandru Dumas, fiul. Pentru că de ziua mea am fost la operă la Traviata și mi-a plăcut super, super mult și este o operă scrisă după Dama cu Camelie și cumva vreau să citesc și cartea și să văd exact cum a fost scrisă și dacă sunt diferențe sau care sunt diferențele dintre carte și operă. Și de asemenea, pentru că Contele de Monte Cristo este cartea mea preferată și este scrisă de Alexandre Dumas, tatăl, mă gândesc să văd cum scrie și fiul, pentru că poate talentul este moștenit și o să fie o carte super drăguță. Și din ce știu, o carte destul de scurtuță, așa că poate chiar o să o termin în aceste 3 luni. Dacă nu, asta este, dar eu oricum am pus-o pe TBR. Deci a cincea ar fi Dama cu Camelie de Alexandre Dumas, fiul. Bun, să continuăm cu cartea cu numărul 5 din TBR, o carte de non-ficțiune, deci v-am zis, schimbă, mă țin de promisiune, o carte de non-ficțiune din categoria nou apărută, nici măcar voi nu știți pentru că nu apare în nici într-un videoclip până acum, o să apară săptămâna viitoare în videoclipul de Birthday Book Haul, așa că pot să vă arăt cărticica de biniște, este superbă, este superbă. Titlul complet ar fi Cărticica de biniște, Ghidul complet al fericirii acasă. E de la editura Nemira împreună cu Storia.ro și sunt mai mulți autori. Avem Ivce Naiv, sunt Diana Pop, care e designer interior, Gaspar Gheorghi, care este psiholog, Ana Constantinescu, design biofilic, adică o să fie pasaje despre plante, Dan Byron, care este lider și vocalist al trupei Byron, Diana Mihailă, care se ocupă de organizare și Cristina Andrei, care este pasată de gastronomie, așa că ne prezintă niște capitole din partea culinară. Și cum am zis, cartea asta a făcut-o de ziua mea, de la o prietenă care știe că trec fix prin această perioadă în care decorez casa și o umplu cu chestii noi și fac locuința să fie acasă, așa că sunt foarte interesată să citesc cât mai repede această carte, să aflu toate ideile care se spun aici. Am citit și Hygge, dar cumva simt că asta este un pic mai mult. Are și niște ilustrații foarte, foarte frumoase. Spre exemplu, aceasta are ilustrații foarte frumoase, are o paletă de culori foarte frumoase aici, dar are și, efectiv, poze, spre exemplu, aici, dacă vorbim de mâncare. Cuvântul biniște este un cuvânt alternativ, un cuvânt al nostru, pentru Hygge, pentru ce înseamnă fericirea și tot cumul de sentimente care se întâmplă când ești acasă, sau cel puțin care ar trebui să se întâmple, pentru că ar trebui să fie o oază de liniște și de fericire și de bine, de aceea biniște. Cuvântul este nou adăugat și este ales de Cristina Andrei și votat apoi de o grămadă de lume, așa că, da, sunt foarte curioasă să avem și noi acest ghid al nostru, al românilor, care poate o să fie diferit decât celălalt, poate o să găsim chestii noi, poate o să găsim chestii importante, nu știu, însă sunt foarte curioasă, a fost foarte bucuroasă de cadoul acesta, așa că abia aștept să o citesc. Asta fiind a cincea carte din TBR, Cărticica de biniște. De la non-ficțiune trecem la ficțiune istorică, cel puțin, cred. De la o carte nouă trecem la o carte veche, așa cum am zis, că vreau să fac diversificare, să fie cu multă, multă diversificare aceste 3 luni, pentru că vreau să citesc chestii noi și bune și să am chef de citit în continuu. Iar pentru aceea am ales ultima carte de la Lucy Mintarelli pe care o am în bibliotecă. Se numește Secretul Orhideei, așa arată. Este superbă. La placă celălalt, o să-mi placă cu siguranță. Stați liniștiți, o să fie cu siguranță de 5 steluțe. Dar, da, nu știu, sunt foarte încântată, mai ales că este ultima carte și o să citesc și apoi pot să-mi cumpăr alte cărți de la Lucy Mintarelli pentru că are foarte multe, așa că o să-mi facă mare, mare plăcere să citesc toate cărțile astea și sunt convinsă că o să le citesc pe toate. De-a lungul vieții nu o să le îngrămădesc, cum am făcut și cu asta, una pe TBR cam așa, ca să mergem încet, dar vreau să citesc neapărat. N-aș mai citi ce scrie pe spate, pentru că, la fel ca și în celelalte, sunt două planuri narrative, sunt două femei de obicei, din planul din prezent și planul din trecut, se întâmplă ceva, au un castel, o seră este în partea asta din ce văd eu și fiind cu orhidee, e posibil să fie o seră ca centru, ca scenă principală, ca setting. Însă pot să vă zic niște păreri care sunt aici scrise pe spate și anume plină de atmosferă sfâșietoare și multistratificată, ceea ce cam toate sunt tot în zona asta. O lectură extraordinară pentru cei care le plac cărțile de ficțiune romantică și istorică. Eu?
ai vorbit cumva de mine? Da. Sau, ultima o părere, o saga impresionantă, tulburătoare, care îi va încânta pe fanii serialului Downton Abbey. Vorbești serios? Eu sunt fan Downton Abbey. Mie îmi place la nebunie acel serial și filmul și tot și sper să mai facă și sper să... Superb. Superb. Deci o să-mi placă. Clar, o să-mi placă. Asta este a șasea carte, cred. Șasea carte de pe TBR. Nu știu când o să încep, dar cu siguranță o să termin și cu siguranță o să aibă 5 steluțe. Garantez. Și acum facem iarăși rocada de la ceva vechi la ceva nou. Ceva nou de care știți pentru că am vorbit și vi l-am arătat în Christmas Book Haul. Așa că vorbim despre pădurea norvegiană de Haruki Murakami. V-am tot zis că vreau să citesc ceva de la el de foarte mult timp și mă uitam în cărțile pe care le aveam din acel Christmas Book Haul și eram aș vrea pe toate să le citesc, trebuie să încep cu ceva și nu pot să le adaug pe toate acolo tocmai ca să fie diversificare, așa că am ales-o pe asta. Am ales-o pe asta pentru că sunt curioasă de Haruki, vreau să văd dacă e atât de bun pe cât se spune, vreau să văd dacă devine autorul meu preferat, vreau să văd ce părere am despre el. Nu vreau să o încep cu așteptări foarte mari de la ea, vreau să o citesc așa, neștiind nimic, pentru că chiar nu știu nimic despre ce se întâmplă aici. Vreau să nu știu nimic în continuare și vreau să intru așa fără niciun fel de așteptare, ceea ce oricum o să fie imposibil, și sau măcar să fie mai mici și apoi să o descoper așa încet pe parcurs și da, acum cel puțin, nu știu dacă ziua asta are ceva, dar chiar am chef de citit, chiar mi se pare că le-aș începe pe toate așa, câte o frază de aici, o frază de acolo, o frază de acolo, ca să văd, nu știu, ca să le văd pe toate, ca să le citesc pe toate, ca să le iubesc pe toate. Așa că aceasta este următoarea carte din TBR, Pădurea Norvegiană de Haruki Murakami. Sincer, mă duce cu gândul la ceva așa mai deprimant, cred, Pădurea Norvegiană, poate și din imaginea asta, nu știu exact cu ce o să fie, dar la cât o aștept eu, cu siguranță o să fie bună. Am încredere că o să fie bună și am încredere în voi că mi-ați spus că o să fie bună, așa că Haruki Murakami. Mai departe avem non-ficțiune și avem non-ficțiune din cărțile mai de mult în bibliotecă. Nu de foarte de mult, dar oricum este mai veche decât cele proaspăt aduse. Și mergem la o carte pe care mi se pare că v-am arătat-o, nu mai știu cât în ce videoclip. Așa arată, e superbă, este clar superbă, este și destul de amplă, dar cu siguranță o să-mi placă, scrie și destul de micuț, că am verificat. Dar am încredere că o să-mi placă și de fapt n-ar fi doar non-ficțiune, probabil că este bibliografie, așa că o să am o carte de non-ficțiune, cea cu carte de biniște, iar apoi o să am și bibliografie, așa că cumva să zicem că nu merg neapărat în aceeași zonă. V-am mai zis că am văzut filmul și filmul mi-a plăcut foarte mult, dar nu știu cum este scris și cum este redat și cu siguranță după ce o să termin de citit o să văd și filmul încă o dată și o să mă înțipăresc mai bine în memorie toate aceste idei din carte. Și chiar mi-ar plăcea să vă zic și vouă după aia dacă vreți niște păreri dintre cărți și filme, pentru că în ultimul timp am citit destul de multe cărți care au și ecranizări și nu am apucat să le văd pe toate, însă aș vrea să le văd, să bine bifez și apoi să vi le prezint și vouă dacă vreți să-mi spuneți în comentarii. Așa că următoarea carte de pe nu știu câte la număr este, l-am pierdut șirul, oricum este Coco Chanel. Pentru următoarea carte m-am gândit că trebuie să fim practici și pe lângă audiobook-uri, pe lângă Bookster și pe lângă cărțile fizice, eu mai am și Kindle. Așa că trebuie să-l punem și pe el la treabă. Și momentan pe Kindle am doar cărți clasice, așa că m-am uitat să văd ce carte clasică am și în format fizic și am și pe Kindle, astfel încât să mă ajute puțin să jonglez între ele și să citesc mai repede. Așa că am ales-o pe aceasta, Great Expectations de Charles Dickens. Este o carte pe care vedeți nouă pentru că o să apară într-un book haul, dar în luna următoare, cred că sunt în engleză pentru că asta îmi doream. Doar că au un dezavantaj, nu toate, asta în principiu are un dezavantaj, că scrie foarte, foarte mic, adică este ceva obositor pentru ochi, este foarte, foarte mic și atunci am zis că asta este perfectă să fie în paralel cu Kindle-ul, pentru că citesc două capitole de aici, mai citesc și din Kindle și e mai ușor cumva și pentru ochi și aș trece mai repede printre ea, dar o să vreau să am și mereu asta lângă mine, cartea fizică, pentru că are ilustrații, dacă vedeți. E superbă! Mi se par tare simpatice, este cât palma mea, este micuță, simpatică, cochetă, așa cumva, cartea și cu ilustrațiile alea dinăuntru, superb! Chiar sper să-mi placă, nu știu ce să zic. Mi se pare că e cea mai cunoscută, cred, de la Charles Dickens. Marile Speranțe ar fi tradusă la noi în română, Great Expectations este originalul. Așa cum v-am mai zis, în cazul în care cartea
e scrisă inițial în engleză și eu sunt capabilă să citesc în engleză. Haideți să încerc așa. O să văd dacă o să-mi placă sau nu, dar așa o încerc momentan. Așa că avem și un clasic veritabil pe care nu l-am citit până acum, așa că o să fie prima mea carte scrisă de Charles Dickens. Să vedem cum o să fie. Următoarea carte este una pe care nu o știți, este nouă, primită, cadou, de ziua mea, așa că o să o vedeți în vlogul viitor, însă vă arăt și un pic acum, se numește Drumurile Amanților, roman de Corina Ozon, care este a cincea carte din seria Amanții. Așa cum v-am zis în videoclipul cu seriile neterminate, seria Amanții avea 4 volume, eu l-am citit pe toate, unul după altul, am crezut că este gata, iar apoi când am făcut acel video m-am interesat și am văzut că mai sunt 2 și le-am primit pe amândouă. Așa că nu m-am putut obține. Am zis că trebuie să o încep acum și vreau cumva să termin seriile și să mai avansez cu proiectul meu de serii neterminate, să le transform în serii terminate. Chiar abia aștept să citesc, să încep și să văd ce mai fac Mircea și Cati din cartea respectivă. Dar și umorul și modul de scriere al Corinei Ozon mi-a plăcut super mult. Și vreau să vă zic că prietenei care mi-a dat cadou această carte, i-am dat primele 4 volume. Și unul a terminat într-o zi, cred, primul. Adică și-a plăcut foarte mult. Așa că, credeți-mă, dacă vreți să citiți ceva amuzant, contemporan, cu noi, românesc, seria Amanții de Corina Ozon este perfectă. Este suculentă, râs, este reală, nu este nimic... Așa doar de vrăjeală sau nu știu, adică e o serie reală, cu evenimente reale care chiar se întâmplă, nu este nimic înflorat, așa? Super! Și umor și tot ce trebuie. Vă aștept! Deci, Drumurile Amanților, al cincilea volum din seria Amanții de Corina Ozon. Mai am 3 cărți să vă povestesc, dar o să încep cu cele de pe telefon, pentru că așa cum știți deja, citesc și audiobook-uri și de pe Kindle și de pe telefon și de la Bookstore și cărți fizice normale de acasă, așa că ca să am toate... Area acoperită, mi-am pus cărți de peste tot. Și tot pe ideea de haide să terminăm cu seriile și să le facem din neterminate în terminate, pe telefon am ultimul volum din seria Melania Lupu de Orodica Ojoc Brașoveanu. Așa cum v-am zis, am citit primele 5 până acum, mai am unul singur, ultimul, se numește O toaletă a la Liz Taylor. Chiar sunt curioasă să văd cum se termină această serie, ce mai face Melania, dacă mai apare, nu mai apare, în ce măsură mai apare, pentru că știți că v-am zis că nu prea mai apare în ultimele volume. Sunt curioasă să văd ce se întâmplă cu ea. Așa că, da, și plus că după asta aș termina seria, așa că n-ar avea sens să o mai amân. O să citesc și ultimul volum și așa închei seria și pot să o bifez acolo și zic check. Ultimele 2 sunt niște cărți clasice, ca să vedeți. Totuși am și niște cărți clasice, ambele sunt cărți clasice. O să începem întâi cu una din Italia, pentru că mă interesează să facem și partea de diversificare autor cu țări diferite și mai departe. Iar aici avem, nu știu bine să credeți, Spartacus. Da, e o carte pe care o am de foarte mult în bibliotecă, de Raffaello Giovagnoli, sper să nu pronunț greșit, Raffaello. Spartacus de Raffaello, o lăsăm așa, de la editura Corint, este o carte destul de veche, după cum vedeți, are și aceasta ilustrații, parcă, stați un pic să caut, da, are niște ilustrații așa pe aici, pe acolo, este o carte citită, cred, într-o oarecare măsură de fratele meu, pentru că este primită de el cadou la premii, deci nici măcar nu este a mea, este cadoul fratelui meu la premii, din generalul. Adică este foarte, foarte veche și mi se pare că a citit-o și el, dar nu știu dacă a terminat-o sau nu. Avea parcă... am găsit. Există un semn de carte, superb, cu un cuțit, minunat. La pagina 428, unde avem o altă ilustrație foarte simpatică, așa că nu știu dacă chiar a terminat sau nu cartea de citit, însă eu am de gând să o termin. Uitați! Are hartă. Are o hartă superbă cu gladiatori și cu... Mie îmi place, eu am văzut serialul și mi-a plăcut super, super mult. Mi se pare grosuță, dar abia aștept. Și mai ales că e o carte pe care fratele meu a primit-o și e în familie de foarte mult timp cumva. Mi s-ar părea și păcat totuși atât de mulți ani să nu fie citită măcar până la capăt odată. Să știi că, băi, am citit-o eu dacă tu n-ai terminat-o sau, nu știu, poate terminat-o și a rămas semnul acolo. Oricum, Spartacus, cu siguranță va fi citită lunile astea, Spartacus, e pe listă. Mai departe trecem la o carte clasică românească de data aceasta, ne întoarcem pe țărmurile noastre, pe tărâmurile noastre, o carte care face parte dintr-o serie, din seria Iubim. Așa cum v-am mai zis, din seria Iubim de Octav de Sila, am citit doar un singur volum, primul, sunt 3 în total, așa că m-ar interesa totuși să o continui și să văd ce se mai întâmplă. Așa arată volumul al doilea,
cred că se vede, așa arată volumul al doilea, este o poveste din ce știu eu cel puțin, din ce mi-aduc aminte așa. Sunt doi oameni care în primul volum, la final, reușesc să se căsătorească, așa că practic acum, în al doilea, ar trebui să fie viața lor de căsnicie, viața lor de după căsătorie, să vadă cum se înțeleg mariajul în sine, poate apar copii, poate nu, poate apar probleme, poate nu, nu știu exact la ce să mă aștept. Însă am văzut că e destul de subțirică și am zis că este momentul perfect să continui și seria aceasta, să mi-mi aduc aminte evenimente din primul volum. Așa am niște amintiri și de asta cumva am zis că vreau să continui, pentru că mi-a plăcut. Am niște amintiri, am și volumul al treilea din ea, așa că ar fi păcat să nu o continui. Deci, ultima carte din acest TBR minunat este cartea Iubim, volumul al doilea, de Octav de Sila, carte românească, clasică și sper foarte mult să-mi placă, chiar sper să-mi placă, mai ales că mai am încă un volum după. Asta a fost tot, dragii mei, sper că v-a plăcut, sunt curioasă să-mi spuneți care este TBR-ul vostru, dacă aveți planuri de citit în următoarele luni, dacă citiți ceva special, primăvara, ceva diferit, iar așa mai departe, pentru că să încerc să fac și eu. Sper să mi le filez bine, sper să vă placă și vouă aceste recomandări în cazul în care vreți să le încercați. Ne vedem și marțea viitoare cu acel birthday book haul în final care o să apară. Să vă arăt ce cărți am primit de ziua mea. Așa că, da, nu știu. Sper că v-a plăcut. Să-mi spuneți și voi în comentarii ce mai faceți, cum sunteți, dacă vă simțiți bine. Sper că sunteți bine, sper că sunteți sănătoși. Și cred că este foarte important în acest moment doar să fim împreună, unii pentru alții, acolo la nevoie. Așa că eu vă pup, vă îmbrățișez și sper să ne vedem cu bine și săptămâna viitoare. Așa că până marțea viitoare, lectură plăcută! Bye!